Bună ziua, domnilor și domnilor, de vreo 600 de ori sau de poate mai multe ori, de câte ori vă tot spun de fiecare dată, într-o sâmbătă de dimineață, bună ziua și bine ne-am întâlnit în viața satului Mureșan. Iată că ne întâlnim astăzi în această ediție, dar probabil că mai bine ar fi fost să vă întreb dacă ne lăsați și pe noi să vă colindăm. Sau cel puțin, diminețile așa erau la noi în această dimineață. Primul lucru pe care îl spuneam, nu ziceam nici bună ziua, nici altceva, ci slobodi la colindat. La colindat vă invităm și noi astăzi, pentru că o să încercăm și să sărbătorim, dar și să așteptăm Crăciunul, și să primim oaspeți, și să ne colinde alții, și să vă colindăm la rândul nostru, pentru că se întâmplă să fie sau să existe astăzi un motiv în plus de a ne bucura, pentru că pe 16 decembrie 2006, atunci s-a întâmplat să fie prima emisiune în direct Viața satului Mureșan. De atunci, de 10 ani, ne tot obișnuim unii cu alții, ne tot reinventăm unii pe alții, aducem artiști, îi facem cunoscuți și așteptăm de la ei, probabil, nu neapărat să intre astăzi să colinde, dar cu siguranță gândurile lor bune vor fi astăzi și pentru și prin intermediul nostru și pentru dumneavoastră. Haideți să vă fac cunoscuți invitații mei de astăzi, pentru că e o ediție specială și de regulă se spune că ne petrecem Crăciunul în familie și în familia noastră, așa mai restrânsă cum este ea, oameni pe care vedeți la televizor și care astăzi nu fac nici prăjitură, nici răcitură, ci sunt prezenți în emisiunea mea. Am vrut să fie ei astăzi cei care moderează emisiunea, dar probabil că până la sfârșit încerc și îi conving să facă acest lucru. De la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga, cu cei mai mici începem. Ea este Madalina Chiertes. După cum bine mă știu telespectatorii. Da, ea fă ceva așa cu mâna. Să fac Crăciun. Da, să Crăciun, fericit. Da, așa, Crăciun fericit. Madalina Chiertes, pentru o bună bucată de vreme mi-a ținut companie aici și a transformat vorbirea noastră sau vocile noastre le-a transformat în semne și mulțumim frumos. Sper că o să mai prindă dragostea de noi și o să mai vină pe la noi. După aceea, într-o ediție cu totul specială, cum nu l-ați mai văzut pe Titus Ilovan astăzi, prezentând ultimele știri. Mulțumesc mult pentru invitație și acum am dat seama de ce m-ai pus între aceste două fete frumoase și subțirele ca să par eu cel mai solid invitat pe care l-ai avut vreodată la viața satului Mureșan. E un fel de dulce răzbunare, pentru că trebuie să spun lucrul acesta atunci când îmbraci un costum popular și noi, ăștia care nu avem tocmai dimensiunile standard, costumul popular îți oferă așa o plinătate mai deosebit, niște forme plus că mai ne uităm și la plasmă, știi, și plasma lățește. Sunt sigur că la un televizor bun. Puneți pe 4x13 imaginea, sper că așa suntem și noi mai înalți și mai slăbuți. Deci pe Titus l-am îmbrăcat așa pentru că de foarte multă vreme încearcă să ne demonstreze că el este de pe Valea Mureșului Superior. Și cred că o să reușesc să-ți demonstrez astăzi. Mulțumesc mult încă o dată pentru invitație. Felicitări pentru cei 10 ani de viață a satului Mureșan. O să revin pe parcursul emisiunii la acest subiect. Da, și nu, zic o dată și poate probabil și atunci nu mai și gata, cu asta m-am scăpat. Nu, în schimb vreau să-ți mulțumesc că m-ai primit ca și invitat. De mult îmi doresc să fiu invitat la tine la emisiune, da, să-mi pună cineva întrebări, eu doar să răspund. Plus îmi place foarte mult profilul acesta, că Târgu Mureșenii pot să-mi vadă pana și o să le explic mai încolo de și despre pana mea. De unde expresia ce pana mea, nu? Așa, lângă Titus Ilovan este o apariție. Este colega noastră, Emioche Ferenț. Asta se spune în românește, adică prenumele și numele, Ferenț Emioche. Să știi că de vreo 90 ani aștept să se îmbrace în costumul pe care l-am îmbrăcat astăzi. De câte ori am visat eu că vine în emisiune și îmi face câteva piruete, dar astăzi ai venit în sfârșit și îți mulțumesc tare frumos. Nu știu de unde ai făcut rostul. Să nu spui că e al tău. Nu este costumul meu. În primul rând, bună ziua. Mulțumesc foarte mult pentru invitație și îți spun la mulți ani. Mulțumesc, să ne vedem frumos cu bine și la anul și peste încă foarte mulți ani. Am făcut rost de acest costum doar pentru tine. Crede-mă că am vrut să-ți fac o surpriză înainte să intru în emisie, să nu mă vezi, dar totuși n-am putut să fac această surpriză. Vreau de tot. Și am cum spus cu Mihai, știi că nu. Este peste tot. Deci a intrat peste mine în cabină, așa că n-am avut ce să fac. Ai grijă ce spui, că suntem în prag de sărbătoare. Eram îmbrăcată, stai că nu ți-am zis cum eram. Așa că îți mulțumesc foarte mult, îți spun la mulți ani și pot să spun și Crăciun fericit. Mulțumesc, și frumos. Boldo Caracioin,
dacă îmi permiți. Îți permit astăzi orice. Astăzi îmi este permis orice. Trebuie să recunoaștem că poate n-ar fi rău să mai vin din când în când îmbrăcat așa și în cadrul emisiunilor tale, fiecare dintre noi, fiecare cu Crăciunul lui, fiecare cu emisiunile lui, dar astăzi, într-o ediție de familie, uite că s-a gândit Viața Satului să vă țină pe toți aproape. Eu nu vă întreb acum dacă aveți de toate, că asta cu siguranță le aveți pe toate și noi am încercat să creăm astăzi o atmosferă un pic mai plăcută sau cel puțin așa cum ar trebui să fie atmosfera pentru sărbătorile de iarnă. Haideți să vedem de când aveți amintiri cu mine. Oi, oi, de mult timp. Oi. Știi? Se vede că suntem în Ardeal. Păi trebuie să se vadă, nu că suntem ardeleni. Așa, deci ce amintire ai tu legată de Viața Satului Mureșan? Păi prima amintire, începând de Viața Satului Mureșan, este de atunci de când a venit prima dată în emisiune. Da. Țin și acum bine minte că era invitată doamna Leontina Pop. Ce-i drept, aveam la emoții că nu mai știam ce să zic, cum să dai de mâini. Nici cum să dau de mâini. Da, a fost foarte frumos și după aceea toate emisiunile care le-am făcut împreună și probabil o să mai urmeze. După aceea timpul nu mi-a mai permis să vin ca și înainte la emisiunile tale, dar sunt foarte mândră că am făcut parte din această emisiune, o emisiune de suflet, într-o emisiune în care păstrăm autenticul și toată admirația noastră. Da, bănuiesc că mai vrei să mai vii la noi, nu? Dar cum să mai nu? Vorbeau colegii una alta pe aici, dar știi, nu vorbeau bine. Am o atitudine mai pozitivă, măcar acum de în ajunul Crăciunului, știi, e bine să ai o atitudine pozitivă vis-a-vis de tot ceea ce înseamnă. Și mai sunt lucruri de învățat, și mai sunt lucruri de arătat pe care cine știe dacă cei de sus și cei de jos hotărăsc să le mai facem împreună, asta știu doar ei. Titus? Amintirile mele, cel puțin, hai să nu le zicem amintiri, pentru că sunt amintiri care se produc și în acest moment în timp ce discutăm. Mă întrebi care sunt lucrurile pe care mi le amintesc eu de Viața Satului Mureșan sau de întâlnirea cu tine? Eu prefer să-ți răspund la amândouă întrebările pe care tot eu mi le-am adresat. Apropo de ce spuneai tu cu moderator și cu invitat. Așa. Experiența mea în ceea ce înseamnă televiziunea a început undeva prin liceu, dar în ceea ce înseamnă televiziunea Târgu Mureș, a început de mult, de vreo, ajută-mă, 8 ani, ceva de genul acesta. Se întâmpla să fie la liceul liceu de chimie. Oricum știu că era într-o lună martie, ceva de genul acesta, oricum către primăvară, și noi eram colegi la chimie, profesor Mihai, tu erai profesor, făceai mai multe acolo, așa cum ești profesor aveam în toate. Aveam 5 materii de pe așa, eu eram un profesor la o singură materie. Liceul nu știu dacă mai există. Nu mai există, din păcate, a fost un liceu care de fiecare dată când trec pe acolo îmi trezește foarte multe amintiri plăcute. Bun, și mă întâlnesc cu Mihai, știu că atunci aveai și revista aceea, Informația de Mureș, tot timpul, da, așa este, tot timpul era pe acolo, pe catedră, sau mă rog, era un împărțit de acolo, tu te asigurai de împărțeala corectă. Promovarea revistei, da. Așa, am citit-o de câteva ori, am ajuns să ne împrietenim prima dată, așa să zic, amicală, deci nu era o relație să ieșim la suc sau cum este acum, spre exemplu. Hai să spun un mic secret, după ce ai venit un... Deci am avut și eu are și ceva succes acolo în liceu de chimie, până ai venit tu. Ce succes? Ce drăguț! Așa că am zis-o frumos. Ce drăguț! Păi uite, tu ai succes la televiziunea Târgu Mureș și după ce am venit eu, și asta pentru că faci o treabă foarte bună. Eu am înțeles, cred că la ce se referă Mihai. Da, am înțeles foarte bine. Să vedem mai departe, știi, unde o să ne ducă lumea. E, și știu că mi-ai spus atunci, băi Titus, uite, tu ești așa, ai succes, apropo de ce spuneai tu. Nu, n-ai vrea să vii la televiziunea Târgu Mureș pentru că ar fi un post liber și se fac angajări. Inițial n-am prea fost convins de idee, dar ulterior, țin minte, chiar, cred că în ultima zi în care erau înscrierile pentru acel post, am mers cu celebra mea mașină de care o să râdă colegii mei care filmează, aveam un Renault 11, nu știu dacă îți mai amintești, cu scaunul de la care se dădea așa pe spate. De veche, nici nu cred că mai faci reclamă. Nu știu, dar era undeva din anii 83, aveam un scaun, știi, care se ridica așa și asta țin minte în parcare, nu știu dacă mai țin minte că am vrut să-ți arăt ce mașină specială am eu și că de fapt scaunul se ridica
cu totul, înțelegi? Era să intru ceva. Important e că am ajuns atunci. Am ajuns cu bine, bine. La interviu, am dat un interviu. La deschiderea ușii am avut o problemă, cred. Și la ușă și la bagaj, dar o să revin. Cred că aș putea să facem o emisiune strict despre mașina respectivă. Toți auziți în spate, sunt legat de ceilalți colegi care au rămas alături de noi. Dacă auziți ceva zgomote pe fundal, asta este. Am ajuns. Adi Moc alături de noi, pe care îl cunoaștem cu toții și avem amintiri cu el. O să-l și vedem imediat pe ecran, acum în cele ce urmează. O să se filmeze unii pe alții. Da. În sfârșit, el are amintiri cu mașina. Vă rog să aprindeți un bec deasupra lui Adi Moca, ca să-l vedem. Mutați reflectorul mai aproape. Să aveți apertura suficient de mare, pentru ca să vedeți că noi nu suntem aici singuri și camerele nu sunt la fel de singuri. Pe scurt, am ajuns la televiziunea Târgu Mureș, am cunoscut niște oameni foarte importanți pentru mine. Doi dintre aceștia sunt în stânga mea. Voi deja erați la televiziunea Târgu Mureș. Am avut câteva experiențe chiar la început, am luat interviu, dar o să discutăm despre acest lucru. Cât privește cea de-a doua parte a întrebării, cea referitoare la emisiunea pe care o moderez de 10 ani de atâta timp atât de bine, mi-amintesc că nu eram obișnuit cu atâta agitație, cu atâta ca un furnicar ce se desfășura aici în televiziune și te-am văzut pe tine cu vreo mie de invitați, dacă îmi permiți așa între ghilimele. Da. Și tot intrau, ieșeau și tu rămâneai, apropo de, știi, apa trece și Mihai rămâne. Că tot așa mai cunoscut undeva de sărbătorii, tot, în zona sărbătorii. Nu, dar ți-am văzut o emisiune, știi, de genul acesta și foarte mulți invitați și mi-am dat seama atunci că televiziunea înseamnă, de fapt, și acum ți-o zic sincer, pasiune, cum tu ai făcut emisiunea asta de atâta timp și a treia oară când îți zic felicitări pentru emisiune. Mulțumesc și o să revin la acest lucru. Revenim, că nu le putem spune pe toate acum, că tu ești obișnuit să vorbești 30 de minute într-o emisiune, dar... Singur, uneori, știi, am făcut o emisiune despre o pungă la un moment dat și nu-i frumos ce zic, invitatul meu nu știa să vorbească foarte mult despre acea pungă, era un subiect foarte simplu, adică te duci la un magazin mare și poți să-ți cumperi o pungă care e cu 3 bani mai ieftină și una care e cu 3 bani mai scumpă. Și aia 3 bani o să meargă la familia de nevoiași. Și atâta. Și am discutat o oră jumătate despre acest subiect. Dacă e vorba numai de 3 bani, cu siguranță că n-a înțeles interlocutorul tău despre ce e vorba. Dacă era mai mulți bani, sigur era înțeles. MK pe noi ne leagă o prietenie de 10 ani. De 10 ani. Nu trebuie să spunem chiar tot în această zi, dar încercăm să spunem. Îi zicem la Adi să vorbească mai încet ca să ne auzim și noi. Da, rugăm frumos. Deci un pic mai încet, nu de azi, dar să ne auzim și noi aici în emisiune. Cred că aproape 10 ani sunt peste 10 ani, pentru că atunci când am venit eu, tu erai deja aici și suntem cam singurii care se pot lăuda că de când lumea și pământul, de când e această emisiune, suntem cu emisiunea în același interval orar, suntem cam tot noi, cam aceeași, poate un pic mai schimbat, ne-a mai schimbat freza fiecare cu unii permanentul lui. Unicușma, da. Alțipana. Da, poate n-ar fi rău să prezinți acum sărbători, știrile în varianta asta. Poate, da, ai văzut că cei de la un alt canal de 1 decembrie s-au îmbrăcat așa în mod tradițional. De ce n-am face și noi acest lucru? Mai ales că toți avem cu ce ne îmbrăca. Și lăuda. Și lăuda și unii cu haine de căpătat, dar tot bunezi, nu? Foarte bună. Numai care știu despre ce este vorba. Deci, amintirile noastre sunt următoarele. Foarte frumoase. Sunt foarte frumoase de acum 10 ani, ori de câte ori ne întâlnim sau vorbim la telefon, întotdeauna Mihai începe să povestească, îmi pune întrebări și ultima dată când a vorbit la telefon mi-ai spus că trebuie să... Da, mi-ai făcut și o ofertă, dar ai început cu un chestionar foarte lung și eram, cred că, la 6-a întrebare și încă nu te-ai oprit. Legat de satisfacție la locul de muncă. Da, și de Moș Crăciun, și de Moș Nicolae, și de toate cele. Ar trebui cumva cu plați, cumva există și același exact, pentru ca să nu se inducă în eroare și să nu creadă lumea că unul vine și unul nu mai vine niciodată. Exact. Aia era problema noastră. Unul tot venea și unul nu mai venea. Și îmi spui de fiecare dată ce mă așteaptă din punct de vedere al sănătății, din punct de vedere al dragostei, al banilor și așa mai departe. Nu? Dar tu emisiunea ta, tu de regulă ne spui ce se întâmplă după ce spun eu ce te așteaptă cu sănătatea. Exact. Și la a doua zi eu anunț în jurnalul de știri. Anunțăm, da. Titus a doua zi începe să spună la știri. Da, nu, așa Titus, este. Astăzi cred că deja trebuie să știe câți cozonari s-au cumpărat, câte sticle de suc s-au cumpărat. Sigur le știe. Câți vor fi și o să aibă probleme cu digestia. Exact. Doar că nu le spunem telespectatorilor încă, îi mai lăsăm puțin în suspans ca să le cadă bine cărnațul, jumările și ce mai au pe masă. Am înțeles. Suntem trecuți de un sfert de oră și pentru că sunt colindătorii noștri la poartă și poate n-ar fi rău să îi primim, nu de alta, dar
iarna e ca iarna și nu ținem neapărat nici să vă demonstrăm altceva, dar nu știu, probabil că ați observat și voi la televiziune de profil, de regulă emisiunea de Crăciun se înregistrează undeva prin octombrie, știi? Și de fapt și noi suntem în ianuarie acum. Eu am vreau să le spun telespectatorilor că emisiunea aceasta este înregistrată în la mijlocul ianuarie 2016, pentru ca să mai păstrăm ceva din ceea ce a fost cu sărbătorile și să ne păstrăm și noi să fim la fel de tineri ca în ianuarie 2016. Și nu o să punem, nu o să pretindem că acum scoatem sarmalele din cuptor, nu de alta, dar n-avem cuptor. Și ar fi dar sarmale avem. Sarmale avem. Sigur că da. Asta fiecare dintre noi are sarmale și dacă sunteți pregătiți și regia este pregătită, eu zic să primim primii noștri colindători de la stânga la dreapta și o să vedem dacă echipa tehnică este și pregătită să le deschidă porțile, pentru că nu este o... Nu este o informație pe care dumneavoastră nu o știți de 10 ani. Eu acolo m-am născut în Sânt Petru, de acolo vin și de acolo ne vin și primii noștri colindători. Să-i primim așa în ordinea știinșirului indian despre care am mai povestit și cred că s-a făcut instructajul. Poftiți! Noi vă așteptăm. În momentul în care reușiți... Slobodă! Domnului Domn și-a-n-o Domnului Dumnezeu.
Oh.
Cic de rău, gazdă, dacă nu ne crezi, crapă ușa și ne vezi. Că i-a uitat pe ferestoică și a văzut pe lelea suică. Frijei, carne și cârnați, la odeaia să ne dați. Din ele a primit, mulțumim frumos de colindă. Rămâneți pe loc, rămâneți pe loc, pentru că o să rog pe Mădălina, pentru că ea a fost întotdeauna sprijinul meu, să oferă un microfon sau să ajute lumea să-i cunoaște mai bine. Este grupul de colindători, nu știu dacă au neapărat și un nume, este grupul de colindători din Sânt Petru de Câmpie, coordonați de către părintele Belean Gelu Robert. Și vă rog, de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga, haideți măcar să vă cunoaștem cum e camera mai bine, de unde porniți, ca să știți, de la stânga la dreapta, de la Călina pornim, da? De la Călina. Da. Mă numesc Iușa Maria Călina, sunt de Sânt Petru de Câmpie, consăteană cu Mihai și am fost și colegă de clasă cu el. Colegi de clasă și colegi de serviciu și în Târgu Mureș și mă bucur tare mult că... Ai venit la colindat. Am venit la colindat. Să-ți dau carne și cârnaț. Da, carne și cârnaț. Mă numesc Dragan Codruța, sunt din Sânt Petru de Câmpie, am 13 ani și sunt în clasa 8-a. Mă numesc Crăciun Arca, sunt din Sânt Petru de Câmpie, tot în clasa 8-a sunt și eu și am 14 ani. Mă numesc Coltean Andreea, sunt din Sânt Petru de Câmpie, am 14 ani și sunt în clasa 8-a. La cine mergem? La fete? La fetele din față, să le țineți voi microfoanele, că poate e mai ușor așa. Hai să vedem pe cine avem în grup. Mă numesc Nicola și am 6 ani și sunt pe clasa pregătitoare. Așa, bravo! Mă numesc Belian Antonia și am 6 ani și sunt pe clasa pregătitoare. Foarte bine, mai departe. Trecem la adulți acum. Unde a rămas cu numărul? Mă numesc Belian Ramona, sunt din Sânt Petru și... Eu mă bucur că am această ocazie să vin să vă colind. Vă un sărbător fericită și un Crăciun cu sănătate. Mulțumesc! Unde am ajuns acum? Numai camera știe. Exact! Nici nu speram să fie altundeva. Mă numesc Mihaela Chertă și sunt din Sânt Petru acum. Acum, dar mai demult nu. Sunt petreancă prin adopție. Mă numesc Belian Simona și sunt din Sânt Petru. Da, unde? Că nu se vede. Noi nu vedem pe cameră. Veniți într-o... Așa, așa e cel mai bine. Mai departe. Mă numesc Florea Tătar, sunt din Sânt Petru și mă bucur că am venit iarăși pe la dumneavoastră. Am mai fost să ajungem un Crăciun fericit. Hai, dacă am ajuns până aici, sigur îl ajungem și pe Crăciun. Mulțumim frumos! Mariana Târnovean, sunt Petru de Câmpie și vă urez sărbători fericite! Mulțumim! Mireștean Maria, mulțumim că ne-ați primit în casele dumneavoastră. Vă urăm la mulți ani, multă sănătate și fericire! Sărbători fericite! Mulțumim! Sunt învățătoarea Marinela Florea din Sânt Petru. Am învățat multe generații de copii pe domnul... Nu. Nu l-am învățat, îmi pare rău. Dar pe mine aveți o amintire și cu mine. Dacă vă aduceți aminte și telespectatorii mei au puțină răbdare, când am fost la Olimpiadă și ne-ați adus și pe mine și cred că era eu și Pompilia, fata dumneavoastră, la Olimpiadă în Târgu Mureș și am stat la un frate de-al dumneavoastră aici în Târgu Mureș. Da, deci a fost învățător. Nu, nu. La Sânt Petru, la Bărlibaș, nu. Nu, n-am apucat vremurile alea. Deci, cazul, ceva amintiri tot avem. Foarte bun.
Și trebuie să le spunem telespectatorilor că avem încă nădejde în dumnea ei, în doamna Florea, că poate învață și copilașii ăștia ceva, ocupându-se și fiind o bună jucăușă. De asta putem să să-i punem ștampila așa. E o bună jucăușă, doamna. Dacă mă ține Dumnezeu, cum am învățat atâtea generații de copii, să mai rezolvă și cu ăștia alții. Dacă mi-a ajutat Dumnezeu, mai învăța și pe alții. A, așa să faceți. Da, Doamne ajută. Mulțumim. Mai departe. Mă numesc Anceu Paul, am 11 ani și sunt în clasa 6-a. Clasa 6-a. Până se duce microfonul. Mă numesc Drăgan Vasile, din Zâmpetru de Câmpie, sunt cântăresc la biserică, la mulți ani. Mulțumim. Mă numesc Mireștean Ioan și sunt cel mai tânăr dintre toți. Sunt absolut, și sunt absolut convins. Sunt tăriți la mulți ani. Mulțumim frumos. Mă numesc Simion Pop, sunt tânăr pensionar din Sunt Petru de Câmpie, la mulți ani, cu sănătate și multă fericire. Mai departe. Mă numesc Ioan Gabor, sunt de pe Valea Mureșului de origine, m-am integrat în ultima vreme în comunitatea din Sunt Petru de Câmpie. Și mai trebuie să spun ceva înainte să dăm microfonul, să știți că atunci când eram noi copii, numele de Gabor însemna o creștere automată a fricii, pentru că domnul a fost polițist. Și dacă cineva te amenința cu ceva, te amenința că te zic la Gabor. Vă luam selepturile de la bicicletă. Bună ziua și vă mulțumim că ne-ați primit în casa dumneavoastră. Mă numesc Belian Robergelu, sunt părintele din Sunt Petru de Câmpie de un an de zile, înlocuitorul părintelui care s-a pensionat, Cerghizean Vasile. Nu pot să-mi asum eu faptul că sunt coordonatorul acestui grup, probabil doar meritul îl am, că am încercat să-i readuc la viață. Coordonatorul grupului este o altă persoană care din motive medicale nu mai poate face acest lucru și încercăm, cu ajutorul doamnei Marinela, care ați prezentat atât de frumos, să ducem mai departe acest lucru. Nu mi-asum eu coordonarea acestui grup. Cred că trebuie să facem alegeri, eu așa zic, și cei care vin în grupul ăsta trebuie să voteze cine vrea să le fie coordonator și să existe și cu numele și cu prenumele, să aveți un statut mai aparte, nu? O să încercăm să ne organizăm mai bine și să ne invitați. Faceți un consiliu de administrație atunci. Veniți cu siguranță și la anul. Mulțumim. Și la anul o să fiți mai mulți, o să trebuiască să tragem canapiul deoparte ca să puteți să intrați cât sunteți colindați. Dacă mai aveți puțină răbdare și mai vreți să ne mai spuneți ceva, mai a rămas cineva care nu s-a prezentat? Nu, dacă n-a rămas și dacă mai aveți puțină răbdare, noi luăm o scurtă pauză de publicitate și poate, cine știe, mai stăm la o poveste imediat după aceea. Haideți să le mulțumim celor din Sunt Petru de Câmpie. Le dăm și colaj la ieșire, dar vă dați seama la cât de mare aglomerație aici. O să punem pe cineva, pe Bogdan Bucșeleanu, că pe el nu l-a spus deloc, să stea cu sacul la ieșire, să putem să omenim gazdele noastre cu o poză, să aibă o amintire frumoasă. Mulțumim tare frumos, luăm o pauză de publicitate și revenim.